Becali, dezvăluiri bomb despre cum a vrut să fug din car când a fost condamnat, îi mulcumesc SRI ce m-a oprit la aeroport. Gigi Becali a povestit cum a fost oprit la grani, când a vrut să plece, cu o zi înainte de a fi condamnat. Omul de afaceri a declarat ce ar vrea să îi mulumească procurorului, care a dispus oprirea sa la aeroport, întrucât nu ar fi putut să tereiască în altar. Pe mine m-a oprit la grani, când mergeam la rugăciune. M-a oprit la aeroport în seara aia, a doua zi m-au condamnat. Cu alte cuvinte, SRI-tia ce trebuie să fiu condamnat, au atenționat în alta curte, mi-au inventat un dosar, m-au chemat, m-au oprit, de 6 ani n-am dat nicio declaraie. Deci a fost o invenție, a povestit Becali, la B1 TV. Gigi Becali a mărturisit ce nu avea intenția de a se mai întoarce în ar, dacă nu era oprit în acea zi la aeroport, de ce să mă întorc, să fac pucerie degeaba? Omul când știe ce e vinovat, zice ce merge îi face pedeapsa, dar când e nevinovat, omul nu mai vine. Eu nu mai veneam. Eu am vrut să le cunosc pe procurorul la care m-a oprit la aeroport, să îi zic sărut mâna ce n-am plecat, ce mi distrugeam via în altar nu pot rei. Dacă ar fi acum, după experiența pe care o am, îi dacă fac 5 ani nu rămân în setereintate. Fac puceria, stau 5 ani și rămân în ara mea. Nu pot tărei în setereintate. Gigi Becali a mai povestit ce a vrut să se mute cu familia în Grecia, fiind extrem de revoltat de nedreptatea care i s-a făcut, dar i-a dat seama ce nu poate tărei în altar. Când eram în temni, nevasta și fetele spuneau ce nu vor să mai stea în ara asta. Am zis ce plec me. Apoi, am mers în Grecia să ne mutme acolo, ar ortodox. M-am dus în Grecia, am colindat 2 zile. Apoi am făcut un exercițiu de imaginație, dacă pot tărei aici. Apoi am urcat în avion și când am aterizat în România am pupat pământul. Am zis ce niciodată n-o să mai am gândul să plec din ara mea. Le mulumesc SRI-ului și procurorului ce m-a oprit la aeroport. Ce eu nu mai veneam, a punctat Gigi Becali. Eu, Giovanni cu Victor am făcut pucerie, cât pentru toată corupia din România. I pentru fugari, i pentru tot jaful din România. Eu n-am făcut mult, dar au făcut Victor și Giovanni pucerie pentru tot ce s-a furat în România. Familia mea e vinovat pentru tot ce s-a întâmplat în România. Facem noi toată puceria, a mai spus omul de afaceri.